Bună ziua, domnule președinte. Suntem la doar două zile de reunirea lotului pentru retur. Ce ne puteți spune despre noul început, ca să zic așa? Da, bună ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți atât de aproape de echipa noastră. Au trecut două zile, deja băieții cred că au început să se acomodeze. Două zile de antrenamente grele, atât de forță cât și fizic. Urmează tot așa o perioadă foarte grea de pregătire. Campionatul știm foarte bine că va începe undeva pe în jurul datei de 13 martie. Avem timp destul de mult și timpul necesar pentru a pregăti echipa și de a ne putea îndeplini obiectivul pe care ni l-am propus la începutul campionatului. Probleme de lot la acest moment, noutăți? Nu avem probleme de lot. Singura problemă ar fi, dar nu este o problemă legată medical sau de altă natură, este cea a lui Fotescu, care a fost plecat în Anglia în concediu și a fost nevoit, conform protocoalelor care există și a legilor, a stat în izolare. Izolare care astăzi, în data de 23, se va sfârși. De luni va fi prezent. Mai avem pe Andrei Vașta, care cu acordul nostru al conducerii este plecat în Republica Moldova pentru a da niște teste la echipă de acolo, care, în situația în care nu va rezolva și nu va trece aceste teste, cu toate că eu îi doresc din suflet să rămână la acea echipă, este vorba de echipa FCS Sfântul Gheorghe, o echipă de Liga 1, o echipă care știm foarte bine că anul trecut a jucat în cupele europene și chiar au trecut de primul tur preliminar. Îi doresc multă baftă, dar în situația în care nu va rezolva această problemă, luni va fi prezent la antrenament. Am înțeles că pentru acest retur de campionat, cum și în tur, nu au fost probleme materiale. Primăria orașului Filiaș își acordă tot sprijinul pentru echipă, pentru lot. Da, este adevărat acest lucru, pentru că de la început, împreună cu domnul primar, cu Costeluș Gheorghe Ilie, am stabilit ca obiectiv promovarea echipei. De la început am mers pe această idee și în continuare atât primăria, domnul primar și Consiliul Local sunt aproape de echipă și cu siguranță dacă rezultatele vor fi cele pe care ni le dorim, vom promova în Liga 2. Cum vi se pare grupa din care faceți parte? Este una destul de echilibrată. După părerea mea, așa cum am spus și în celelalte interviuri, seria 4 și seria 6 mi se par cele mai grele din toate cele 10 serii. Este o serie grea, este o serie, seria 6, în care în momentul de față toate echipele clasate în primele 6 locuri pot ca la sfârșitul campionatului să fie pe unul dintre cele două locuri, locul 1 sau locul 2. Diferența de puncte este foarte mică între echipa de pe locul 1 și echipa de pe locul 6. Mai sunt jocuri destul de multe de jucat, dar sper și sunt convins că băieții vor demonstra că au valoare și că la finalul jocurilor oficiale de campionat, până la intrarea în baraj, vom termina pe locul 1. Domnule președinte, aveți toate ingredientele, condițiile foarte bune, pot să spun de Liga 2, nu de Liga 3. Aveți un lot, un, să zicem, cel de bază, adică un 11 de bază deja format. Ce ar mai trebui pentru promovare? Deci în momentul de față lotul este conturat undeva în procent de 99%. De ce spun acest lucru? Și pentru că jucătorii de care aveam nevoie, și aici vorbesc de juniori, și atacantul care aveam mare, mare nevoie de un atacant, l-am adus pe Daniel Mărgărit, nu mai trebuie să vorbesc despre CV-ul lui, pentru că este un jucător cu ștate vechi în Liga 2, un jucător cu calitate, un jucător foarte bun și un profesionist adevărat. În schimb, singura poziție, singurul post deficitar în momentul de față este cel de portar, pentru că portarul nostru Mario Enache a fost cerut de FC Universitatea Craiova
înapoi, pentru că și dăși sunt angrenați într-o competiție unde își doresc din suflet să promoveze în Liga 1. Pe această cale îi felicit și pentru tot ceea ce fac și le doresc din suflet ca în campionatul 2021-2022 să activeze în Liga 1. Aveți un lot echilibrat, dar care pe zi ce trece devine o familie, este o familie practic. Credeți că ăsta e secretul față de alte echipe, față de alți antrenori? Aveți un antrenor foarte bun care a reușit să lege o prietenie cu jucătorii. Nu mai este antrenor, este practic prieten al... Credeți că ăsta e unul din secretele acestei echipe? Este adevărat, este un secret, așa cum mi-a plăcut întotdeauna să spun, că este primul an de Liga 3 unde am o echipă foarte unită. Pot să spun că este o familie foarte legată, atât jucătorii cât și staful tehnic. Avem un staff tehnic foarte bun, un staff tehnic profesionist și aici îi felicit pe Mario Găman, pe Bobby, pe Staicu. Este frunte lată și cu Alin Pârvuică. Deci, după părerea mea, avem cam tot ceea ce este nevoie pentru a ne realiza obiectivul. Revenim cu o întrebare la nivel național. Secretarul LPF a spus că el își dorește ca suporterii să revină în tribune. Ar ajuta mai mult și filiașul să cu spectatorii mai aproape de jucători? Este foarte adevărat, dar nu numai filiașul, tot sportul la nivel național. Pentru că aici chiar este o problemă. Adică începem să dăm drumul la restaurante, baruri, săli de cinema și undeva la capacitate de 30%. Și aici vorbim de spații închise. Și nu putem să dăm drumul la 30% pe stadioane la spectatorii în aer liber. Este chiar o problemă și cred și sunt convins că până la urmă guvernul sau cei care se ocupă cu destinele acestor probleme cu această pandemie cu siguranță vor lua deciziile cele mai bune și sperăm că împreună cu Federația Română de Fotbal, care este legătura noastră în teritoriu cu guvernul, să ia deciziile cele mai bune și să aflăm cât de curând vestea că suporterii vor putea intra pe stadioane. O altă întrebare. Spuneți-mi, vă rog, a început această campanie de vaccinare. Nu cred că credeți că ar trebui cumva ca oamenii de sport să aibă o întâietate, chiar dacă alte categorii de vârstă sau eu știu, alte categorii profesionale au fost incluse. Credeți că fotbalul nu merită să fie inclus în această categorie, să poată vaccina astfel încât să nu mai fiți nevoiți să faceți acele teste care sunt destul de costisitoare? Da, este adevărat ceea ce spuneți, numai că în momentul de față au procedat foarte corect vis-a-vis de prioritățile care erau necesare pentru această vaccinare și aici mă gândesc în primul rând la medici, care medicii sunt cei care au legătura directă cu noi, cu populația. Vine partea persoanelor vârstnice, dar cu siguranță în perioada următoare se va lua o decizie și în această privință cu sportul, pentru că sportul face parte dintr-o ramură foarte importantă a economiei a țării. Sunt foarte multe persoane angrenate și aici vorbim de milioane de persoane și sunt convins că până la urmă se va lua și această decizie, pentru că va fi una foarte bună, pentru că știm foarte bine economia nu merge atât de bine și nu putem și nu avem susținere atât de mult financiară și ne-ar ajuta foarte mult să scoatem aceste teste care, după părerea mea, fiind și membru în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, stând de vorbă cu colegii mei de la Liga 3, media generală pe cheltuieli pe aceste teste în turul de campionat a fost undeva la 50.000 de lei. Dacă facem o socoteală la 100 de echipe, cred că mergem undeva la 50 de miliarde. O sumă foarte mare pe care sunt echipe care și le permit, sunt echipe care nu și le permit. Ați avut probleme cu această pandemie. Cum ați reușit să gestionați, din punctul de vedere al conducătorului de fotbal de Liga 3, să spunem, cât de greu v-a fost, având în vedere că
sprijinul nu a fost atât de mare, doar că autoritățile locale v-au fost alături. Păi, în primul rând, am respectat protocolul care a fost dat și aici vorbesc de măști, de mânuși, soluțiile de dezinfectantele și jucătorii îi felicit pentru că au fost foarte atenți și precauți. Problemele au apărut spre finalul turului de campionat, atunci când și în țară, la nivel național, numărul de persoane depistate pozitiv a fost mult mai mare. Dar sunt printre echipele, și pot să mă mândesc cu acest lucru, sunt printre echipele în care nu am cheltuit atât de mulți bani cu testele și jucătorii, pentru că testele sunt aceleași, că noi le făceam din 14 zile, dar a fost un protocol în care puteam să-i retestăm după 7 zile după ce a ieșit pozitiv. Și atunci interveneau aceste cheltuieli duble, cum ar fi venit, cum veneau normal. Dar nu am avut parte de așa ceva, jucătorii au fost sau apărat de acest virus și una peste alta am ieșit bine. Vă mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc.